Salut tuturor! Sunt Robert Avram, elev în clasa 11 -a și printre altele președintele Consiliului Național al Elevilor, așa că simt că mă pot pronunța cu privire la unele aspecte problematice din unitățile de învățământ în, din, din Prahova și nu numai, nu e o problemă izolată. E cumva reflectată la nivelul întregii țări. Um, mi-am început activitatea de reprezentare în clasa 7, deci ceva vreme de atunci și până acum mă lovesc de foarte multe obstacole care țin mai ales de, de o percepție greșită a tuturor membrilor comunității școlare cu privire la modul în care ar trebui să desfășoare procesul de consultare ale elevilor, pentru că personal simt că ăsta este cel mai important aspect pe care trebuie să-l rezolvăm în România la nivel de mentalitate colectivă. Să înțelegem faptul că elevii în calitate de beneficiari direcția educației și în calitate de persoane în jurul cărora ar trebui să se învârtă orice decizii luate la nivelul școlilor, ar trebui să fie consultați întotdeauna și cu toții, în calitate de elevi simțim asta, de la simpla, simpla consultare cu privire la materiile opționale pe care ne dorim să le studiem, care de fapt nu prea se întâmplă și până la anumite aspecte care țin de investiții pe care ar trebui să le facă managementul școlii pentru a asigura o stare de well-being în școală, atât pentru elevi și pentru profesori, vedem că mecanismele de consultare sunt fie formale, fie de multe ori chiar nu există. Și vedem că elevii sunt foarte puțin implicați în procesul de luare deciziilor, din păcate, deși trendul european ne arată că deja se pune mult mai mult accent pe părerea copilului, pentru că, în fond, el este viitorul comunității locale și comunității în general, așa că ar trebui să ne asigurăm, în primul rând, că el este mulțumit cu deciziile pe care le luăm noi, la nivel de, de decidenți, ca ulterior să vedem cum îl putem putem implica pe el în, în faza de implementare a respectivului proiect. Susțin campania, spune pe bună ce se întâmplă în școala ta, demarată de generația lui John și susținută de observatorul Plahovean, pentru că sunt de părere că singurul mod prin care putem să rezolvăm probleme stringente din învățământ, cu care și elevii și profesorii se confruntă zi de zi, este să facem un pas în față, să spunem pe bune ceea ce vedem că nu merge bine în școală și, mai important, să venim cu soluții. Schimbarea vine de la noi. Niciodată schimbarea nu vine de sus în jos în sistem. Schimbarea nu se face din biroul Ministrului Educației de la București, ci schimbarea se face începând cu fiecare elev, cu fiecare profesor și cu fiecare părinte, începând din fiecare clasă și din fiecare școală. Dacă înțelegem asta, atunci cu siguranță vom putea rezolva problemele. Așa că nu mai sta pe gânduri, fie că ești elev, fie că ești profesor, completează formularul Spune ceea ce vezi că se întâmplă rău în școala ta și contribuie la găsirea unei rezolvări Pentru că doar așa putem să schimbăm lucrurile, implicându-ne Altfel schimbarea nu o să vină niciodată de la sine